nevoia de a-ți acoperi gândurile, de a spune în societate altceva decât ceea ce gândești și de a manifesta altceva decât ceea ce simți. Aceasta este, după opinia mea, cea mai mare crimă cu care opresiunea comunistă a chinuit poporul român. Timp de mai bine de jumătate de secol, Corneliu Coposu și-a dedicat viața unui politic în care morala și onoarea să fie atributele principale. Unde este iubire, este și măreție. Centenar Corneliu Coposu. Memorialul durerii. O istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longin. Marți de la ora 21:10 la TVR2.